Caloriferele timișorenilor vor fi din nou calde zilele ce urmează. Colterm dă din nou drumul la căldură, având în vedere că vremea se strică, iar temperaturile mai cu seamă pe timpul nopții vor scădea, având în vedere temperaturile exterioare scăzute diurne și nocturne prognozate pentru zilele următoare, începând de miercuri dimineața 17 aprilie 2024, vom relua furnizarea încălzirii în oraș, urmărim în permanență evoluția temperaturilor exterioare și în funcție de prognoza meteo vom crește progresiv și vom ajusta parametrii de furnizare, urmând să oprim furnizarea când vremea se va reîncălzi. În situația în care există abonați care nu mai doresc să consume energie termică pentru încălzire, aceștia au posibilitatea închiderii robineților de pe branșamentele din imobile. De asemenea, în cazul în care există consumatori care au demarat deja lucrări la instalațiile interioare pentru evitarea unor situații nedorite, aceștia trebuie obligatoriu să-și închidă căldura din căminele de branșament ale imobilelor. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că facem toate eforturile necesare pentru confortul abonaților noștri, transmit reprezentanții Colterm.